Hai să-l bă, băieți, se pare că s-a lansat update-ul ăsta uriaș cu Power 11 Gears, Club Wars-ul care vine în 7 zile, mă rog, aproape 8 zile, 7 zile când vedeți voi acest videoclip, dar este destul de insane, sincer, acum ca să-ți maxezi contul, îți ia o grămadă de timp, pentru că se fac foarte, foarte greu levelele. Desigur, o să facem un Brawl Box opening cu 3 sezoane, pentru că 3 sezoane aparent aveam. Desigur, fac acest intro după ce le-am deschis și desigur, să vă abonați acolo și să apăsați butonul de like, să facem peste 1000 de like-uri acest videoclip și noi hai să trecem direct la opening. Da, băieți, vedeți și voi, brawlerii sunt toți de power 9, 0 power points-uri din 890 ca să faci level 10. Iar pentru pe lângă chestia asta mai avem în shop ne-a dat aici niște power points-uri, dar megaboxul ăsta gratis, cam atât. Dar gândiți-vă cât de insane este să faci level 11. Ăsta este sezonul, văd că cu Buzz, deci și celălalt era cu Ash parcă. Deci ăsta e de acum două sezoane. Desigur o să fac Mortis power 11 cât mai repede posibil, să iau și gears-urile alea. Deci o să bag aceste powerpoint-uri în Mortis. Acum 890 de powerpoint mi se pare destul de insane, cel puțin pentru level 10, și gândiți-vă că nu e maxim. Deci după aia, pe lângă astea 890, îți mai trebuie 1440 dacă nu mă înșel pentru level 11, ceea ce este destul de insane. După părerea mea, adică, bă, e prea mult, ce e drept, e prea mult. Nu știu exact, cred că o să cumpăr din shop, eventual, ăla pe Byron, să-l fac level 10 ca să primesc scrapurile alea, sau cum s-or fi numit, ca să nu deschid brawlbox-urile astea degeaba. Văd că mai trebuie încă în 80 pe Mortis, nu știu exact dacă mai am. Nu pot să dau la sezonul ăla cu Ash, după cum vedeți, nu știu exact de ce. Dar cred că trebuie să deschid cutiile astea. Hai să începem cu Megabox. De fapt, am uitat să... Bă, că nu primesc scrap-urile alea. Deci hai să cumpăr eu Byron-ul ăsta. Să-l facem Power 10, că dacă știți, dacă aveți un Brawler Power 10, puteți să primiți scrap-urile alea. Stați puțin așa să-l găsesc. Byron. Uite-l aici. Ok. După ce-l facem Power 10... Pe lângă că ne dă gear slot-ul ăsta unlocked, mă rog, la level 10 ai 1, la level 11 poți să pui 2, e vorba că poți să primești scrap-urile alea și gears-urile dacă ai un brawler level 10. De ce am vrut neapărat să fac un level 10? Vedeți, poți să primești chestiile astea, desigur o să le dau fast forward pentru că știm și noi ce primim din Brawl Box și Big Box-uri și tot așa. Primești aceste scrap-uri sau ce-or fi. Mai primești și gear-uri care na, îți trebuie și powerpoints-uri care, bă, e destul de insane. Poate cu Club League-ul care no, o să vină săptămâna viitoare pe 24 dacă nu mă înșel, o să primim mai multe gear-uri, eventual powerpoints-uri sau vedem exact, nu știu exact 100% reward-urile, știu că sunt și niște skin-uri, sunt mai multe chestii. Am o grămadă de Brawl Box-uri de deschis, după cum vedeți. Ăsta este doar sezonul cu Buzz, deci mai urmează sezonul cu Ash și ăsta la alt curent acum, care avem decât jumătate din el. Dar totuși sunt destul de multe Brawl Box-uri și Big Box-uri pe care le aveam salvate. Singura parte nasoală este că nu am pe Lola încă, dar acum ca să mă acces pe Lola e destul de aiurea, pentru că degeaba o mai deblochez, am trecut la sezonul cu Ash. Este cam full din ce vedeți. Chestia nasoală este că nu mai poți maxa cu brawler pe care îl iei, pe care o să iei în viitor, pentru că primești powerpoint-ul pe absolut fiecare brawler. Acum nu știu exact dacă, de exemplu, maxezi fiecare, da, nu știu, eventual în powerpoint-ul zic să maxezi fiecare brawler în parte, primești mai multe scrap-uri, cred. Habar n-am cum funcționează. Dar ce-i drept e că e insane acum ca să te maxezi. Părerea mea, mi se pare destul de insane ca să te maxezi. Chiar și level 10 durează foarte, foarte mult, dar level 11 cu gears-uri, cu tot, băie, e mult prea de tot. Asta e singura chestie, e mult prea de tot. Adică o băgat dintr-o dată chestia asta, poate că nu trebuia. O să facem power 10 pe Mortis. Bă, că avem și gear. Sincer, cele mai bune gear-uri pe Mortis mi se par astea cu damage,
și shield-ul ăsta, care este practic HP în plus. O să-l craftăm aici, desigur al doilea gear o să-l facem, de fapt nici măcar n-am tokenuri, mă rog, nu tokenuri, n-am gear din ăla, n-am shield sau cum s-or fi numit. Bun, trecem înapoi la box opening, adică nici nu prea are ce să împice, asta e singura chestie în asta, adică decât în afară de, de powerpoints-uri, cam atât poate să împice. O să bag desigur tot Mortis pentru că vreau să-l fac power 11, 100% am destule powerpoints-uri ca să pot să-l fac. O să dăm și un match cu el dacă reușesc să fac și gears-urile de level 3, pentru că power 11 cred că reușesc să-l fac, adică am suficiente powerpoints-uri ca red. Dar uitați-vă și voi, 1440 de powerpoints-uri ca să-l faci un level. Deci, băi, e insane rău de tot. Părerea mea, pentru că înainte îți trebuia 1440 de powerpoints-uri parcă pe un singur power ca să-l faci power 10, mă rog, power 9, că la power 10 deja aveai star power-ul, deci e destul de insane. E foarte, foarte insane powerpoints-urile astea. Mai trebuie încă câteva, aproape 100, de fapt nu, nici 100, ci 50, 25 aparent mai trebuia. Power 11, 2800 de gold, deci pe lângă chestia asta mai trebuie și o grămadă de gold. Nu știu ce să zic. O să craftez desigur damage-ul, pentru că damage-ul este cel mai important, cel puțin părerea mea. Adică la cu speed în bush mi se pare destul de folositor la tanci, cel cu regenerare HP în cât timp stai mi se pare destul de useless. Singurile folositoare sunt damage și shield-ul ăla care este practic HP în plus. Desigur le am decât level 1 momentan, dar o să deschid toate cutiile astea și cel mai probabil o să le fac, o să-l fac și level 3 gears-urile alea. Mă sper să împice din astea de damage și de shield. Mă rog, damage-ul ar fi mai important ca să-l fac acolo. Mi se pare că dai undeva la 1600 cu Mortis pe hit dacă ai acel gear de damage la level 3. Dar oricum, vă zic de pe acum, cei cu level 10 au un avantaj de damage și de HP la, la cei de level 9. Pentru că aparent influențează și damage, mă rog, bazat pe level 1 la level 10, influențează chestia asta. E ca și cum ai avea un brawler de power 8, ai mai mic damage-ul decât cel de la power 9 și așa mai departe. E la fel și cu power 10 și cu power 11, deci cei mai maxați o să aibă un avantaj destul de mare. Să zicem că o să fie. Deci, după cum spuneam, ai un avantaj destul de mare. Am trecut eu peste pentru că erau prea multe boxuri de deschis, așa că am trecut de la sezonul ăsta, am deschis toate din celălalt sezon și o să le deschid pe acestea care le mai am jumătate de sezon din ăsta curent. Pentru că erau foarte, foarte multe boxuri, nu avea rost să fac un videoclip de 20 de minute, așa că am tăiat. Pentru că doar același lucru primești, după cum am zis, e un singur lucru pe care poți să-l primești și ăla sunt powerpoints-uri, scrap-uri și așa mai departe. Vedeți și voi, gear-uri, mă rog, token-uri de gear. Mi se pare că ca să faci un level 3 un gear îți trebuie undeva la 7 token-uri, dacă nu mă înșel, pentru că e 1, 2 și 4. Deci, da, 7 token-uri de un singur gear ca să-l faci level 3 pe un anumit brawler, deci calculați voi, 7x52, un singur gear gen pe toți brawler level 3. Da, v-ați prins și voi, sunt o grămadă de tokenuri și văd că sunt și destul de rare, adică nu pică la fiecare brawl box, deci na, mai mult din ce am văzut pică în mega boxuri. Dar oricum este destul de insane, cam astea au fost și boxurile mele. Stai puțin așa să văd eventual. Da, astea sunt cred că toate, nu cred că mai am absolut nimic altceva. Le-am deschis aproape pe toate. Desigur, i-am dat acolo upgrade la Mortis. Stai să vedem dacă... nu prea am primit cine știe ce powerpoints-uri, după cum vedeți. Nici măcar 300 pe fiecare brawler, 200. Uitați-vă și voi, văd că Daryl-ul avea 400, dar... Păi, destul de puține, având în vedere la câte boxuri am avut, foarte, foarte puține, părerea mea. I-am dat acolo la Mortis, ambele de level 2. Văd că am să-l fac level 3
Gero, de ce descrie de shield? Nici măcar nu e de shield, e de damage. Cred că e un bug. Da, deci damage de level 3 gear, shield-ul din păcate nu am, am 0 din 4. Dar este destul de ok, cred. Și desigur, practic e maxat. Asta trebuie să ai un singur brawler maxat, level 11 și 2 gear-uri. Pentru că nu trebuie să le ai pe absolut toate, dar cam asta. Mortisul meu e singurul brawler maxat la momentul actual, deci mai lipsește level 3-ul ăla. Desigur, hai să trecem și la un match, o să fie destul de rapid, sunem cu random, să vedem ce reușim să facem. Mamă, 6150 HP cu Mortis. Băi, e destul de insane, adică cred că poți să ajungi la 6200 dacă nu mă înșel. Văcăricul ăla este afecat, bă, merge destul de nasol. Aparent primești un fel de, ca și cum mai avea energy drink. Bă, nu m-am băgat acolo tare bine, dar sunt la 3 hituri distanță de ultimată. Bă, că și mortisul ăla, nu știu exact cum funcționează shield-ul ăsta. Cred că o să ne luăm gol. Ultimata aici destul de bună, m-am și reușit să fac chain, cred că este triple kill ăsta. Bine, n-am murit acolo Frank-ul, dar am reușit măcar să fac acolo un triple kill. Destul de nice. Aș încerca să dau gol, dar a ratat acolo Frank. Dacă îi dădea stun-ul ăla, cred că mă băgam eu să dau gol. O să aștept puțin call Snake-ul, ne băgăm frumos, pac. Na, n-are rost să dau ultimata. Vedeți și voi, parcă am energy drink-ul ăla așa. Am încercat acolo o pasă la Frank, din păcate nu a reușit să dea gol pentru că a murit. Dar eu zic că putem să câștigăm acest, mamă, ce pulă de tara. Sunt random până la urmă. Destul de insane sincer shield-ul ăsta, mamă, uitați-vă la Mortis. Ok, o să ne luăm gol aici mai mult ca sigur, o să încerc să fac ceva, dar na, oricum era clar că o să ne luăm gol. Nu este atât de mare waste pentru că oricum am ultimata într-un singur hit înapoi. Eu zic că o să reușim să câștigăm acest meci destul de lejer. O să mă bag aici, sincer o să mă bag cu Frank-ul ăsta. Mamă, ce ultimată că și-am dat. Am primit și gadget-ul ăla. Dar o să încerc să dau gol, sincer. Cred că o să reușesc, o să fac niște jucuri aici. Și bam, hai că am reușit. Chiar dacă avea speed-ul ăla Rico, am reușit acolo să dau gol. Deci eu zic că mai avem șanse destul de mari. De fapt, cred că o să dau eu niște chain aici pe acest Frank. Eventual o să și dau gol dacă reușesc. Hai să văd acum dacă reușesc. Nice, aici o driblă. Hitul în timp. Let's go. Bă, sincer, este destul de insane. 1600 pe hit. Destul de insane. Bun, băieți, cam asta a fost videoclipul de astăzi. Sincer, nu am apucat să joc atât de mult cu Mortis, dar dai undeva la 1620 pe hit. De asemenea, ai undeva la 6200 HP dacă ai gen gearsul ăsta de level 3, eu l-am din păcate de level 2, dar mi se pare destul de insane să dai 1600 pe hit gen cu gearul ăla. Acum ca și level 11 dai undeva la 1350, tot e destul de insane, aproape 100 damage boost, 300 aproape în total, deci mă rog 400 practic. Având în vedere că dădeai undeva la 1260, acum 1620, bă, e destul de insane. Oricum, o să fac un videoclip special cu Mortis și desigur ne revedem data viitoare, să aveți o zi sau zi faină, depinde când vedeți acest videoclip. Numai bine, pa, pa!